Ce faceți? Vă salut de acasă! Sunt în România, sunt atât de fericită că sunt aici cu mami. M-am bronzat, nu știu dacă se observă atât de bine sau nu. Am mai și slăbit, de ce nu? Pot să spun treaba asta, nu că aș duce o rău, ci pur și simplu datorită faptului că muncă și iar muncă. Ba cosește, ba fă o cușcă pentru cățel, ba ocupă-te de bucătărie, după cum vedeți că am terminat și bucătăria, pentru că am zis ca mama mea să nu mai stea să se chinuie, să spele pe la leghean, să se ducă, să ia vase dintr-o parte, să pună masa în cealaltă parte. Și am făcut această bucătărie minunată pe care eu una o ador chiar și eu. Nu mai zic de mami, că probabil și ea la rândul ei o adoră la fel de mult ca și mine. Sunt atât de fericită că sunt în România, că sunt lângă mami, că suntem sănătoase, bine, cu excepția unor mici incidente, i-a fost mamei puțin rău, în fine, trecem peste, nu vreau să mă victimizez iară. După cum bine știți, eu cum fac vloguri, nu prea am idei ce să vă arăt și arăt ceea ce îmi cumpăr, pentru că de ce nu? Toată lumea știe că eu sunt o maniacă pe cumpărături. Îmi plac cumpărăturile. Ca să nu spun că îmi plac cumpărăturile, îmi plac hainele. Sună mai frumos. Dar pe lângă asta vreau să vă spun și eu ceva. Îmi pare foarte rău că am avut încredere în anumite persoane. Îmi pare foarte rău că am spus unor persoane ceea ce am avut pe suflet. Îmi pare rău că... Bine, așa este lumea. Ai încredere în cine nu trebuie. Și îmi pare rău că mi-am petrecut timpul și mi-am pierdut timpul cu niște persoane care nu meritau nici măcar un pic din atenția mea. Până atunci eu zic ca să nu lungesc vlogul, haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat și vom vorbi între timp și de unde. Pentru că, după cum bine știți, mie îmi plac pijamăluțele, îmi plac capoadele, îmi plac toate lucrurile care sunt pe romantic, să zic așa. Mi-am luat acest capod superb de leopard. Nu știu cât de bine se vede. Nu am dat foarte mult pe el. Se vede aici. El a fost 224 de lei. Dar bineînțeles, l-am luat la jumătate de preț pentru că nu mi-au plăcut maiuțul și pantaloni și l-am luat separat. Am dat undeva la 100 de lei pe el. Maxim, nu mai știu sigur. Dar cred că cam așa. O să-mi trag scaunul aici ca să le pun eu pe el. Ia uitați cât este frumos. Pe acesta l-am luat set. El arată cam așa. Îmi place foarte mult dantela de aici de la mână. Ah, și apropo, eu am venit în țară, aveam unghii frumos, aranjată. Știți cât m-au ținut? 3 săptămâni. Până m-am apucat de cosit prin grădină. După ce m-am apucat de cosit, s-au dus. Nu am mai rămas nici măcar o unghiuță. Trebuie să merg să-mi pun pentru că, da, am o nuntă în iulie, este nunta Georgianei. Și trebuie să mergem. Și uitați, acesta este maiuțul. Arată cam așa. Pe acesta nu știu cât am dat. Că nu arată aici prețul. Probabil am bonul aici. A, 150 de lei. Cu totul. Aceștia sunt și pantalonașii. Pe aici se vede pielea. Așa. Mi-am mai luat alt costumaș, dar fără capodel. Doar așa, doar maiuțul. Și pantalonașii. Bineînțeles, după aia trebuie să le bag la spălat. Pentru că nu se știe câți oameni l-au mai probat. Câte femei, mai exact. Mi-am mai luat și o bustieră. Am dat undeva la... Nici nu are preț pe ea, dar parcă știu că a fost 40 de lei. Este foarte frumoasă. O poți lua chiar și de seară cu un sacoaș. Este superbă. Mie îmi place foarte mult. Și cam atât. Da, și am bonurile pe aici. În total, cred că am dat undeva 429 de lei. Aici, mă scuzați. Nu am dat chiar atât de mult. Hai să o punem deoparte. Și bineînțeles, eu m-am dus într-o zi cu Georgiana să ne uităm de rochie pentru cununie. Am
am mers noi prin magazine, inițial am văzut și o rochiță foarte frumoasă pentru mine. Mie îmi plăcea să o am așa decoltată, gen cum este aceasta, numai că era pe umeri. Și ce credeți? M-am uitat eu prin magazine, bineînțeles, mă uitam pentru Georgiana. La un moment dat mi-a zărit și mie o rochie în ochișor, să zic așa. Mi-a atras atenția într-un oarecare sens sau într-o oarecare măsură, încât am zis că nu o iau acum, o să mă duc și o să-mi iau după aceea ca să o și probez. Afară începuse ploaia, era și năbușală, așa nu prea aveam chef de probat. Ce credeți? M-am dus să-mi iau rochița pe care am văzut-o atunci inițial și nu mai era. Și cu alte cuvinte am rămas fără rochiță de nuntă. Nu știu de unde Dumnezeu o să merg să-mi cumpăr rochiță, pentru că am fost peste tot, am fost și în Fortuna, am fost și în Mall, am fost și în John, vorbesc de Pitești. Nimic care să-mi atragă atenția. Toate împopoțonate cu zorzonele, cu paiete, cu strașul, whatever. Nu mi-au plăcut niciuna. Și bineînțeles, cum nu mi-am găsit și rochițe, m-am dus mai departe și mi-am găsit, ce credeți? Un trening verde super de la Adidas. Cam așa arată bluzița. Nu știu cât de bine se vede. Mărimea M. Aceasta este bluza și pantalonii sunt cu talie înaltă. Mi se pare că avea prețul pe aici, nu știu, nu mai are. Tot din catifea. Îmi place aici jos la bază că este făcut așa. Nu este larg. Mi se pare că acesta este bun. Nu este acesta. Dar știu că am dat undeva în jur la 200 de lei. Nu am dat foarte mult pe el. Și mi-am găsit și o rochiță, dar nu de nuntă, bineînțeles. O rochiță de mers, așa, de zi cu zi, pe afară. Pentru că, da, a venit vara și eu de fiecare dată când vin în România, uitați și pe aceasta. Haideți să mă ridic puțin, așa. Și pe aceasta mi-am cumpărat-o când am fost data trecută în România. Și mi-a plăcut foarte tare și am rămas cu ea. O am și acum. Așa, mai îmi cumpăr de obicei când vin acasă, mai îmi cumpăr câte o rochiță, câte o pereche de pantaloni, câte o pereche de colanți. Aceasta am dat 110 lei, nu am dat foarte mult și arată cam așa. Nu știu dacă se vede foarte bine, ea o să vină cu o cureluță în talie, așa este largă, dar cu o curea în talie va fi minunată. Să o punem acolo. Să știți că și în România sunt lucruri foarte frumoase, trebuie doar să umbli. Dacă nu-ți place să umbli, mai bine o lași baltă. Dar sunt lucruri foarte frumoase. Nu știu dacă ați văzut și vazele acelea pe care toată lumea spunea că nu le găsim. Mai bine, eu le-am găsit în Argintex, exact ca și în Anglia. Una dintre ele este chiar aici, în fața mea, dar am telefonul rezemat de ea. O să vi le arăt imediat și pe acestea. Să terminăm cu hăinuțele, zic. După cum spuneam, mie îmi plac colanții. Nu are preț, nu știu de ce, dar cred că tot undeva în jur de 100 de lei au fost. Sunt din aceea lucior și licra. Mie îmi plac super mult. Deja sughici, nu știu cine mă vorbește. Și cel mai frumos obiect vestimentar pe care mi l-am găsit, am dat 149 de lei. Și este această bustieră minunată pe care eu, dacă o iau cu un sacou sau și fără sacou, cu o pereche de pantaloni evazați sau cu o pereche de blugi, sau chiar și cu colanții aceia pe care i-am pus acolo, vine bestial. Îmi place foarte mult printul, am ceva cu printul acesta de leopard și mai am una pe mov, tot la fel, mi-am luat-o din Anglia. Se pare că am găsit și în România, numai că nu am găsit pe mine. Cam atât cu astea și ce au fost aici în clasa asta au costat, cred că, în jur de 400 de euro, adică 4 milioane lei vechi. Aici este prețul. Să vedem ce mai avem aici. Tot timpul mă întrebam de unde are Tina și Rea, dar cred că le cunoașteți, de fapt, cred, le cunoașteți cu siguranță. Mă întrebam de unde au acele tricouri cu acel cap sclipicios. Măi, îmi plăceau atât de tare, mă uitam și pe TikTok, zic, oare de unde le cumpără, de unde le achiziționează? Când colo, ce credeți, am mers aici la noi în Pitești, lângă Camelot, era un magazin de vestimentar de haine, jumătate de bărbați, jumătate de femei. Când intru acolo, ce credeți că era? Exact
trainingul cu acel cap. Ia uitați. Pe care eu vreau să mi-l achiziționez și nu știam de unde. La fel îmi place că la bază este strâns și nu este larg. Și uitați și tricoul. Și nu a costat mult deloc. 115 lei. Tricoul este bestial. Și acum că am acest training, o să fac un TikTok cu el și chiar am să-i dau tag rei și tine. Cam atât cu hainele. O să vă arăt vasele ceramice pe care eu le-am achiziționat din România. De asemenea, repet, sunt și în Anglia, numai că sunt mai scumpe. Spre exemplu, acestea pe care cred că le-ați văzut toți la mine în Anglia, aici în România au fost undeva aproape la 85 de lei sau 100, nu mai sunt sigură, nu vreau să mint, dar sunt superbe. Eu mi-am luat două. De ce? Pentru că îmi plac foarte tare. Ia uitați, deja am pus și trandafirii în ele. Și haideți să vă arăt și pe celelalte. Aceasta a fost singura pe care o mai aveau și mi-a plăcut atât de tare încât am luat-o și pe aceasta. Are o floricică aici în păr. Este superbă. Și a fost de asemenea la fel, cred că undeva la 85 de lei sau 75 de lei. Și aceasta, bineînțeles, pe care o am și eu în Anglia, împreună cu celelalte două, la fel, numai că a mea este varianta mică și este pe alb. Și am dat undeva la 75 sau 85 de lei, pe când în Anglia, celelalte două albe și aceasta pe alb, sunt undeva la 100 de lire și eu mi-am luat țeapă, să spun bine, mi-am luat țeapă, nu mi-am luat țeapă pentru că mie mi-au plăcut, indiferent de câți bani ar fi costat, tot le-aș fi achiziționat pentru că mie îmi place frumosul. Și cu asta vreau să închei vlogul pentru că nu vreau să-l fac atât de lung și așa nu mă urmăresc foarte mulți oameni și nu are rost să plictisesc pe nimeni cu ceea ce mi-am cumpărat eu. Inițial promisesem că o să fac un tur al casei, dar m-am răzgândit mai bine și nu o să fac acest lucru. De ce? Pentru că, având în vedere că mama mea rămâne singură, sunt oameni răutăcioși care sunt puși să facă rău și nu vreau ca să vină cineva peste ea și să spargă pe aici ca să îmi facă mie rău și să fure. Așa mai bine nu o să fac acest lucru. Am arătat pe un live pe TikTok. Nu pot, îmi pare rău. Știu că mi-încalc promisiunea, dar nu pot. Vă pup și o zi frumoasă!